situația cea mai frecventă și mai complicată decât aceasta simplă cu mătreață, ne aflăm în fața unei dermatite seboreice, care înseamnă descoamare importantă a scalpului, dar și roșeață. Este o afecțiune care, așa cum văd eu pacientul, este mai mult o stare constituțională decât o boală. Trebuie să conviețuim cu această problemă. Din păcate, se reactivează în diferite episoade stresante, când suntem mai obosiți, mai stresați, ne odihnim mai puțin, nu ne alimentăm corect și atunci aceste leziuni apar. Pentru a scăpa de cojițele supărătoare, deseori apelăm la diverse metode, fără să consultăm un specialist. Spălatul, da, spălatul frecvent cu un șampon neadecvat este cea mai frecventă. Atunci când eu știu, noi știm, aveam mătreața de care noi povestim și ne spălăm zilnic sau la două zile cu șamponul antimătreață sau șamponul pentru dermatite, este un șampon agresiv pentru degumentul scalpului și noi trebuie să folosim un produs de spălat pentru uz frecvent și scalp sensibil. Există șampon special. Asta este cea mai frecventă dintre greșelile cu care eu mă confrunt. Cât despre dermatită, tot aici în îngrijire, în rutină, așa cum povesteam, sunt cele mai frecvente greșeli. Din păcate, dermatita seboreică se reactivează și în sezonul rece. Așa cum spuneam, pacientul este cunoscut și știe cum trebuie să-și adapteze îngrijirea sau trebuie să vină la medic astfel încât să avem un diagnostic corect. Pentru că nu trebuie să uităm că sunt și o serie de afecțiuni dermatologice care se manifestă cu descoamare și avem nevoie de un diagnostic corect să putem avea un tratament adecvat. Tricoscopia ne ajută să vizualizăm foliculii piloși și pielea scalpului. De fapt, este ceva mai mult decât o vizualizare și o apreciere calitativă. Noi vom număra cantitativ exact foliculii piloși, numărul de fire de păr din foliculii piloși, astfel încât să știm exact dacă ne confruntăm cu căderea părului și ce tip de cădere este și cam ce probleme regăsim pe pielea scalpului.